Gata. Deci, stimați prieteni, suntem pe ultima sută de metri. E ultima săptămână a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Cu toții vedem sociologie și vedem că cele mai mari două formațiuni accept în următorul parlament. Este vorba de blocul comuniștilor și socialiștilor și partidul PAS. Unele sondaje chiar arată că numai două forțe politice intră în acest parlament și alegătorii pe ultima sută de metri trebuie să pună pe cântar profesionalismul echipelor care vin în parlament și care le promit cetățenilor o viață mai bună. Oamenii trebuie să știe foarte exact cine poate să realizeze acțiunile așteptate de dânșii și dacă aceste acțiuni sunt benefice pentru țară. Actuala campanie electorală a evidențiat prea multe emoții, prea multe manipulări, falsuri, minciuni, dar n-am avut parte de principală condiție a unor alegeri veritabile și anume dezbateri electorale. De aceea astăzi noi, reprezentanții blocului comuniștilor și socialiștilor, venim cu o invitație publică către oponenții noștri politici, către PAS, cu invitație la dezbateri publice. Aceste dezbateri noi le propunem pe o platformă independentă, cum este Palatul Republicii, acolo unde vor fi organizate dezbateri libere, cu acces liber pentru toată presa ce manifestă interes. Considerăm că întreaga societate așteaptă anume dezbaterile unde vor fi prezentate nu doar viziuni, dar și pașii concreți care le propun concurenții electorali. Blocul nostru este cu certitudine cea mai profesionistă și capabilă forță care deja a demonstrat că poate în regim real îmbunătăți viața cetățenilor, că poate în 4 ani ridica, majora consistent salariile celor ce muncesc în Republica Moldova, celor care stau acasă. Este vorba și de bugetari, este vorba și de cei care muncesc în sectorul real al economiei. Echipa noastră are viziuni și programe pentru creșterea economică. Noi știm cum să facem viața oamenilor mai bună aici, în Republica Moldova. Noi știm cum să păstrăm fiecare sat, fiecare raion și cum să dezvoltăm țara. Și în această situație noi propunem o dezbatere pe subiecte concrete, cum ar fi, după regulamentul care noi îl propunem și care, dar care poate fi discutat, propunem dezbateri pe 6 subiecte de bază. Politici sociale, sănătate, economie, justiție, dosarul transnistrean și politică externă. Dacă vom avea o reacție solidă, suntem gata să dezbatem și eventual să lărgim această listă de subiecte. Odată am lansat deja această invitație. Am propus discuții pe marginea politicilor sociale și ceea ce este foarte dureros pentru cetățeni din raionile noastre, reforma administrativ-teritorială. Am primit un răspuns infantil, copilăresc, lipsit de conținut. De data aceasta insistăm că aceste dezbateri să aibă loc și cetățenii să pot pune pe cântar capacitățile profesionale a echipei și a liderilor. De aceea că Parlamentul și Guvernul sunt organe colegiale și cetățenii trebuie să vadă cine aspiră la aceste funcții. Și cetățenii trebuie să știe foarte exact ce propuneri are fiecare. Suntem siguri că absolută majoritatea cetățenilor așteaptă anume aceste dezbateri. Suntem siguri că aceste dezbateri vor fi urmăriți și de cetățenii și de mass-media din Moldova. Invitația noastră este următoare. Miercuri, data de 7 iulie, la orele 19, Palatul Republicii. În calitate de moderator, vom propune persoane agreate de comun acord. Acesta poate fi, de exemplu, domnul Gheorghe Gonța sau altcineva care va fi propus de către participanții la dezbateri. Dacă va fi dorință de a vedea regulamentul, suntem dispuși să-l discutăm. Așteptăm un răspuns concret, matur și responsabil, fără aberații, fără atacuri și fără comentarii care sunt absolut nebinevenite și nedorite.
Așteptăm o dezbatere profesionistă, profundă, responsabilă, cu cifre și cu atitudini clare. Oamenii au dreptul să cunoască exact ce reforme, în ghilimele, sunt promise în fața partenerilor din extern, cum este FMI, Banca Națională. Noi, socialiștii, vom prezenta o platformă care va demonstra că avem capacitatea să dezvoltăm Republica Moldova și fără datorii externe și fără condiționalități. Noi știm cum să dezvoltăm țara, suntem gata să combatem viziunile și platformele. Asta am vrut să vă comunicăm. Miercuri, orele 19, Palatul Republicii, echipa noastră va fi prezentă și este gata de dezbateri civilizate. У меня буквально две фразы в дополнение. Да, социология показывает, что людям, гражданам Республики Молдова, избирателям Республики Молдова в любом случае придется выбирать из двух политических сил, из двух политических платформ и из двух вариантов развития Республики Молдова, молдавского общества, решения острых проблем, которые стоят перед страной и обществом. На мой взгляд и на взгляд, наш общий взгляд нашего блока, этот выбор должен быть осознанным. Люди должны четко понимать, что предлагают две этих команды, между которыми этим людям придется выбирать. Это первое. Второй момент, который бы я хотел отметить. Дуэльный кодекс не внесен в свод законов Республики Молдова. Но это приглашение на дуэль. Этим приглашением на дуэль мы хотим проверить не только наличие профессионализма у наших основных оппонентов, но и таких качеств, как благородство, самоуважение и смелость. Благодарю вас.